Bună, dragii mei, și bine ați revenit pe canalul meu. Eu sunt Maria, iar astăzi vom face o rețetă super simplă. Vom pune castraveți în saramură de mâncat pentru vară. Pentru această rețetă avem nevoie, în primul rând, de castraveți. Eu i-am spălat foarte bine. Pe lângă castraveți mai avem nevoie de un morcov tăiat rondele, o ceapă tăiată de asemenea rondele, două frunze de dafin, boabe de piper, boabe de muștar, sare și o căpățână de usturoi curățată. Am aici un borcan de 3 litri, iar pe fundul borcanului pun 2-3 căței de usturoi, 3 rondele de morcov, o felie de ceapă, câteva boabe de piper, câteva boabe de muștar și așez castraveții. Îi așez cât de bine pot să intre cât mai mulți. Acum că am făcut un strat generos de castraveți, adaug o foaie de dafin, o altă felie de ceapă, 2 căței de usturoi, boabe de muștar, boabe de piper, morcov, dacă aveți puteți pune și țelină și continui să așez castraveții. Deasupra pun felii de morcov, ceapă, foaia de dafin, 2-3 căței de usturoi, chiar mai mulți că mi-au mai rămas, boabe de piper, boabe de muștar și la borcanul acesta de 3 litri voi pune 3 linguri de sare, 3 linguri cu vârf de sare să fie, pentru că vrem să stea foarte bine. Adaug apa, apă cât să umplu borcanul și să acopăr tot ce este în borcan. Iar acum deasupra adaug și o gămălie de mărar, cât să acopăr totul și să sigilez totul foarte bine. Închid borcanul cu capacul, închid foarte bine și las la temperatura camerei pentru 2-3 zile. Cam în 2-3 zile sunt numai bun de mâncat, dar vin cu rezultatul final după 2 zile pentru că vreau să vă arăt și cum vor arăta atunci. Pentru un moment așa arată. Dacă aveți întrebări, știți că le puteți lăsa întotdeauna în căsuța de comentarii. Vă răspund cu mare plăcere. Dragii mei, am lăsat castraveții la murat pentru 2 zile și deja s-au făcut, sunt numai bun de mâncat, așa arată. Noi am și gustat și suntem foarte mulțumiți de rezultat. Sunt acri, crocanți, foarte, foarte gustoși. Și merg de minune de mâncat vara. Bineînțeles că pot fi păstrat și pentru iarnă, dar cred că ar trebui să mai așteptăm puțin înainte de a îi pune la murat. Eu vă mulțumesc că ați fost și astăzi alături de mine. Nu uitați să vă abonați la canalul meu de YouTube pentru mai multe rețete. Vă pup cu mare drag și ne vedem data viitoare cu noi rețete. Pa, pa!